I will invite Mr. Bushoy maybe to share his thoughts. He has a long experience running the National Healthcare Insurance House, and also as an MP. Philosophically, where do you think that we stand? Where should we go? Andrew was mentioning the fact that the manufacturer is capable to do whatever we ask them to do up to a certain moment. This is the clinical trials, these are the data. And then we might want to second guess what will be the outcome into the future and try to see, you know, this will be fully extrapolable from the clinical trial to the large population, or should we just say, you know, we don't really care, we're just going to pay for the end result. If you deliver the end result as you promise into the clinical trial, this is what we are going to pay for, and we are not going to really follow it, we are going to follow only if you achieve that. Where do you think that the right balance will be? Because it's clear that it's a burden for the manufacturer, that it's terra incognita, and basically they wouldn't know in which way to say if you don't have a map exactly how to get there. On the other hand, the payer wants results, and the results should be tangible and should be the ones that were basically presented in the initial promise when the manufacturer applied. Thank you very much, Mr. Voiculescu. The question is not simple at all, of course. A facile answer will be to pay for the end result. And this is something that I believe could apply in many cases. But it's not as simple as it looks at the first look. On the other hand, I totally share the opinion that in the future it is necessary for the pharma industry to engage as early as possible in a dialogue with the stakeholders, and the payer is viewed as the main stakeholder, at least in Romania, but I think the situation would not be difficult in other European countries, in order to see if their product will have a future and will be reimbursed properly. Because there is a burden on the health systems. On the current paradigm, it's very difficult to be sustainable on the long term because we have higher and higher cost, aging population, which is a good thing because people live longer and longer, and it's due to the progresses in the healthcare, not only, but it is an important factor. We experience more and more antimicrobial and anti-drug resistance, which is a burden. We experience a rising number of people suffering from chronic and non-communicable diseases with long-term intervention from the health sector. So, and we have also the economic crisis, and not many positive expectations, unfortunately, in the near future, at least in Europe. So the situation will become more complicated, and I see from Brussels that it's not a problem only for Romania, but it's a problem for the whole Europe. On the other hand, I can share the anxiety of the pharma industry linked to the very fragmented landscape in Europe regarding not only HTA, but also sometimes confusing and even contradictory pricing and reimbursement systems. And because of this, it's clear that market access of pharmaceuticals, it's not working at full potential. A landscape which is not harmonized would lead to high increased costs for the products, which in the end will be paid by the health systems and by the patients. I'm not sure if it will be possible to go to a common or single HTA approach. Of course, UNET HTA, it's a very, very useful exercise, and I can assure that it's highly appreciated in the European Parliament among my colleagues from the
Environment and Health Committee, but I'm not sure that we have the political conditions now to discuss about similar approaches EMA for approving the entry in a market for a drug. I'm not sure it's possible to have a consensus in the parliament, and I'm less sure that it's possible in the council, because we still have differences between member states, how they see the HTA processes. And of course, it's very much linked with the economic development of some of the member states. Coming to Romania, if you, Nick, allow me to switch to Romanian. Sure, absolutely. And it will be just a few general comments and then I will stop. Sigur că dacă există atât de multe probleme, întrebări și lucruri nerezolvate la nivel european sau în state mult mai bine organizate din punct de vedere al sistemelor de sănătate, am văzut Marea Britanie, Franța, Spania, atunci când mergem în centrul și estul Europei, problemele legate de accesul pe piața al medicamentelor sunt mult mai acute, în primul rând datorită, în mod evident, problemelor economice. Și cel puțin pentru România este clar că ceea ce investim astăzi din bugetul de sănătate, astăzi și în toți anii care au trecut după 1990, și am folosit în mod special cuvântul investiție pentru că ceea ce oferim sănătății ca și buget din banul public trebuie să fie văzut ca o investiție și trebuie să ne comportăm de asemenea ca acești bani să fie bine gestionați ca pe o investiție. Ceea ce investim din banul public este mult sub nevoia de a oferi servicii decente și un acces decent la tratamente, dacă vrem să ne comparăm cu o situație medie europeană. Dar sigur că nu totul ține de finanțare. Finanțarea este esențială și de aici pornesc toate problemele, toate inegalitățile, toate diferențele între pacienții români și pacienții din țările Uniunii Europene, mai ales din partea de vest a Uniunii Europene. Dar sigur că avem o problemă și de organizare care nu ține neapărat de bani. Și avem o problemă de predictibilitate, din păcate nu avem un sistem foarte predictibil, și de o schimbare foarte neobișnuită și într-un mod foarte des a regulilor. Și aici pot fi de acord că dacă vom cădea de acord la nivelul tuturor actorilor și tuturor forțelor politice pentru un sistem care să devină predictibil, poate 20 de ani e un pic cam mult pentru România, dar poate fi un sistem care să reziste o perioadă mai lungă decât mandatul unui ministru al sănătății sau, în cel mai bun caz, decât mandatul unei forțe de guvernământ din România. Pe de altă parte, nu ducem lipsă de inițiative, de idei bune. Nu sunt sigur dacă chiar sistemul românesc va fi modelul european. Dar, în mod evident, s-au făcut progrese și nu ducem lipsă de aceste idei. Dar, de multe ori, ele nu se pot fi implementate imediat pentru că nu avem o abordare integrată și aplicată. Și sigur, în spiritul bipartizan și constructiv pe care domnul președinte Joan l-a anunțat la început și la care țin și eu, totuși nu pot să nu fac două remarci oarecum critice. Este foarte adevărat că s-au făcut niște pași în actualizarea listei de compensate cu cele 40 de molecule, 17 molecule orfane și 23 absolut necesare și care nu aduc o creștere a costurilor foarte îngrijorătoare. Dar cred că trebuie să readucem aminte că o bună perioadă de timp aceste molecule nu au ajuns la pacienți pentru că n-a fost posibilă o mobilizare în comisiile de specialitate pentru a face și implementarea, ghidurile, protocoale pentru că aceste molecule să ajungă la pacient. Și aici nu mai e o problemă neapărat de finanțare, cât e o problemă de organizare. Ideea de cost-volum pe care am amintit-o și-o de multe ori în perioada în care eram președintele Casei Naționale de Sănătate și care este o idee pe care o practică majoritatea țărilor europene, este o idee foarte bună. Dar atâta timp cât o legi în mod condiționat de economii pe care le realizezi la delistare și cât timp
Curtea de Conturi și alte instituții din România, pe bună dreptate, scrutinizează foarte atent orice cheltuire a banului public. E foarte greu ca aceste contracte cost-volum să aibă și o aplicabilitate practică imediată. Sigur, mi-aș dori să se întâmple foarte repede, să vedem primele contracte cost-volum realizate, mai ales pentru medicamente absolut necesare. S-a amintit aici hepatita C și cred că poate fi un bun mecanism pentru a rezolva această problemă pe cele mai noi terapii, dar cât timp nu ai un cadru foarte clar, mi-e teamă că va mai dura puțin până să vedem acest lucru implementat în practică. Reducerea prețului la medicamente este un lucru de salutat, este până la urmă un demers legitim de respectare a legii. În mod evident nu poate fi altfel și trebuie implementat fără ezitare. E și normal ca România să plătească cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Țin însă să atrag atenția că trebuie foarte clar gestionate și anumite efecte neplăcute ale acestui demers legitim și legal până la urmă. Și ne putem trezi în fața situației de a nu mai avea unele medicamente mai scumpe datorită comerțului paralel sau unele medicamente foarte ieftine din categoria genericilor pentru că nu mai sunt rentabile de a fi aduse în România. Avem unele mecanisme de a rezolva aceste probleme, dar s-ar putea ca în primă fază pacienții să aibă de suferit. Închei prin a spune o singură frază, că un cadru mai predictibil, inspirat poate și din experiențe europene, agreat și acceptat de cât mai mulți actori care toți trebuie să facă câte un mic sacrificiu, dar în același timp trebuie să vadă și un mic beneficiu dintr-un cadru care să fie acceptat de cât mai mulți, nu e doar în interesul industriei sau în interesul bugetului public și a instituțiilor guvernamentale, dar în final va fi în interesul pacienților, pentru că în România, în acest moment, pacienții sunt extrem de speriați că nu vor avea acces la medicamentele care le pot salva viața sau atunci când nu pot salva viața, le pot îmbunătăți starea de sănătate, pentru că, din păcate, încă nu avem acel cadru care să garanteze accesul la aceste medicamente.